Până anul trecut, locuitorii din Sălătrucu se dădeau la petreceri mai mult iarna, dar anul acesta primăria și Consiliul Local s-au gândit să organizeze NEDEA în mijlocul verii și n-au greșit pentru că și vremea a ținut cu ei. A fost cer senin și soare de iulie. Vreme frumoasă, mititei pe grătar, bere la rece și artiști pe scenă au fost argumentele care i-au scos la serbare pe mai toți locuitorii din zonă. Ne simțim foarte bine, abia am sosit, noi nu suntem din zonă, suntem din altă comună, am venit să vizităm și noi, a fost și la noi de curând la Cicănești, ne simțim bine. Vă place frumos? Da, da, este frumos. Da. N-am fost aici, până pe aici, la Sălătrun, n-am mai fost de mult. Când era la Clocotici, câte o nedeie, dar acum aici nu, primarul nostru trebuie să fie primul, că ne-a făcut și nouă. Bine, bine aici, bine aici. Foarte frumos. Foarte bine, da. Nici o horă, nimic, nici o sârbă. Să jucăm aici? Păi da, acum să jucăm, când ori începe tu să jucăm. Stați până de seară? Stam până de seară, că sunt aici aproape, la 2 metri. Trei cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie și 19 localnici care au trecut pragul vârstei de 86 de ani au primit diplome și recompense bănești. Pentru restul, distracție și investiții. Avem începute neterminate, dar cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul Consiliului Județean, a guvernanților, sperăm să le terminăm. Ce investiții aveți anul acesta? Avem și la primărie, avem și la școală aici, avem și la dispensar, avem și la căminul cultural, avem și la apă, ar fi și investiții, dar mai trebuie bani. Suntem în derulare cu reabilitarea drumurilor care au fost afectate de inundații. Școala care este lângă noi este refăcută în proporție de 80%. Urmează ca celelalte două școli în toamnă să primească centrale termice. De asemenea, bisericile din localitate au primit fonduri pentru renovare și reabilitare. Urmează să derulăm în continuare programe de alimentare cu apă și canalizare. Alături de oamenii din Sălătrucu au fost și parlamentarii. Parlamentarii și-au rolul lor bine definit. Iar la localitățile noastre argeșene, care sunt deosebite, și mai ales la Sălătrucu, unde ne aflăm acum, care are oameni deosebiți și un primar deosebit, e nevoie de ajutorul nostru și îl vom acorda oricând cu plăcere. Eu am avut întotdeauna o relație deosebită cu primarul și cu preoții de aici și cu toți locuitorii. I-am ajutat în mai multe proiecte pe care ei le-au dezvoltat și astăzi am venit să transmitem salutul Parlamentului României, în care dânsii ne-au trimis să-i reprezentăm cu cinste și le mulțumesc pentru asta și asigur că vom fi în permanență alături de dumnealor, mai ales că am constatat că indiferent că e iarna sau e vara, să Sălătrucu e frumos oricând și cu oamenii lui și le mulțumesc pe această cale și le doresc la mulți ani. Spectacolul a fost susținut de Orchestra Doina Argeșului și Ansamblul Folcloric Dorul, iar seara de Nicu Paleru și Emilia Ghinescu.